Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Care e vibrația zilei? Este interesat? Vibrația zilei este de 7. 7. E bine? Cred că vibrația zilei este dată de numărul elemenților caloriferului cel mai important din fiecare casă. Vibrația zilei... De la lungul? Da. Cât e el de lung? Da. E dată de zdrângăneli, de șuierături, de gemetele instalațiilor de încălzire care au început să se umple, cel puțin în București. Da, nu știu în alte orașe. Ți-au dat căldură? Da, bineînțeles. Serios? Da. E cald? Nu. Ce înseamnă? Ți-au dat căldură? Practic se auzi zgomote. Cred că sunt niște pași în încălzirea centralizată. Sunt pași, da. Mulți. Cred că ideea e să nu cedeze instalația și atunci o încălzește treptat ca să se aclimatizeze țeava, cum ar veni. Nu poți să o bagi la roșu de prima. Exact. O lași mai păcălâi. Așa că ne-a dat un călău acum vreo trei zile, să zic, ce bom, de dezmorțire. Da. Aseară nu mai era cald deloc. Și azi dimineață când m-am trezit, iar erau călăi. O să spun exact, că știi că eu am o aplicație care îmi zice din subsol ce temperatură avem în țevi. Am niște cunoștințe care stau la etajul 9 și tropăie prin apartament pentru că au sesizat că la parter, la caloriferul de lângă lift, s-a încălzit un pic caloriferul. Au calorifer lângă lift? Este în holul funcțional. Da, este legat la restul? Da, e un bloc de Bosch. De ce? În blocurile normale, ăla a fost decuplat de mult. A, serios? Tot cât consuma... Și se plătea paușal. Da. Deci, știi tu ceva? Reprezentanții termoenergetici au anunțat că s-a decis pornirea etapizată a 4 termocentrale ale capitalei. Da. Vine înghețul. Prognoza meteo pentru București arată că temperaturile nocturne vor ajunge la pragul de îngheț în intervalul 23-26 octombrie. Dar lasă că vine agentul termic să ia la trântă cu înghețul. O să fie o bătălie teribilă, cel puțin în două sectoare din București. Agentul termic totuși mai întârzie, prins cu treabă în ceva și se cheamă, citez, manevre de echilibrare hidraulică. Ce-am zis? Nu mi-e clar ce înseamnă. Eu sunt inginer la bază, dar nu, e clar că n-am studiat suficient. Nu știu ce înseamnă manevre de echilibrare hidraulică. E de un principiu vaselor comunicante. Zi. Nu știu mai departe să explic, acolo vin. Da, deci sectoarele 4 și 5. Aveți termometru în casă, prieteni? Am câte eu. Grade, câte grade sunt acum? 23,5. Asta e temperatura mea de croazieră în Dar casă. Cum încerc sunt 20, să o țin așa. 23,5 dacă nu încălzești. Păi uite, acum mă uit, zice că la mine caloriferul are 35 de grade. A, arată bun? Senzorul din... Frumos. Păi da, tu când pui mâna pe el, zici că n-are nici febră. Știi ce spun? Că noi având 36-35. Da, dar măcar nu radiază rece. Nu. Rece nu face. Am fost la maică-mea. Așa, așa, așa. Am fost la maică-mea luni. Bă, era un frig în casa aia, săraca femeie, stătea cu un șal pe ea, înfofolită toată. Băi, dar nu, să știi că și la mine a fost frig până acum 5 zile, 4, când au dat ăștia drumul să dezmorțească caloriferele. Ba chiar pentru prima oară în istorie am dat drumul la aerul condiționat pe cald. N-am mai făcut asta niciodată până acum, era frig rău. Dar ne fai un frig... Să ne aduce sănătate. Frig care e temperatura la care simți? Frigul că fiind erau 21 de grade, adică nu erau. Da, să știi că 16, ca pe vremea lui Neanicu, de stăteam zgribuliți cu plapul mădaia. Așa e, da. Și cu ciorap de lână, mai ții minte? Da. Și cu pulovere și vai de ce frig eram, că de-abia așteptam să ies afară. Exact, măcar afară te mai agitai. Auzi, dar care e? Deci temperatura ta de frig e 22 de grade. Când coboară sub 22, simți frig. Cam așa, da. Ce stau la 23? Dacă e peste 25, mă sufoc de cald. Ei, suntem la fel, practic. Vrei să ne mutăm împreună? Așteptam. Ce înseamnă? Vezi pauza la interviu? Da. Îl lași pe om să zică el ce-și dorește de fapt. Nu, că nu pot să te hrănesc cu atâta, n-am salariat de mare. Da. Deci, anul trecut a fost nasol cu căldura. La cei conectați la regia de termoficare, zic. Anul ăsta să vedem dacă va fi la fel de nasol. S-au mai schimbat niște țevi. Bă, s-au schimbat la țevi. Dar bineînțeles, sunt... oricât ai schimbat, tot nu sunt suficiente. Da, trebuie să schimbe gen mii de țevi, da. De mii de kilometri. Dar asta, că ziceai tu cu temperatura mai joasă, da, așa e. Medicii recomandă, unii medici, mulți medici, ăștia care apar în presă, ăia care zic să stai la cald, nu apar. Apar numai ăștia care recomandă frigul, nu știu de ce. Au fost o felul de studii, da. Deci recomandă temperaturi mai scăzute în apartamente, cel puțin când dormim. Ci că somnul la căldurică provoacă următoarele probleme. Piele uscată. Da. Pentru că se usucă aerul din dormitor. Ochi uscați.
pentru că se usucă aerul din dormitor. Dificultăți de respirație, pentru că... Se usucă aerul din dormitor, da. Evident. De aia, frate, un umidificator și dormi la cald, știi? Mai provoacă transpirație în cazul în care ți-e cald când dormi. Dacă ți-e frig, provoacă contracturi musculare, părerea mea. Nu știu ce să zic acum. La transpirația umidifică și... Ai văzut? Și nu mai e pila uscată. Efectul de ochi uscați, da. Da, guturaicică. Caloriferele fierbinți ridică praful și ai diverse reacții alergice. Poate de asta răcesc eu? E firăcit de cald. Da. Da, ci că ți se umflă picioarele dacă dormi la cald. Adormi mai greu. Provoacă insecte carcalaci. Că la insecte carcalaci le place căldura și vin la cald. Dacă e frig, sau... Nu s-a precizat ce tip de insecte. Ok. Insecte... Eu n-am găsit niciodată în pat gândași de bucătărie sau ceva. Doamne, ferește. Cred că mă mutam. Păi nu, dar te-ai gândit, nu? Că ce? Că dacă le-ar plăcea poate... gândacilor... Poate altfel de căldura insecte. Ar veni și ei în pat. Insectele alea tip plojniță, știi? Alea care zboară, au un radar termic pe infraroșu. Mă, zici că sunt F-16. Da. Și vin, le vezi de la 20 de metri și se bagă înăuntru. Aia mie îmi place că ele vin, ai senzația că sunt catapultate, că n-au niciun control. Da. Nu, că vin și se izbesc de ceva și cad. Adică așa e. Și armurau, da. Nu le interesează. Mai provoacă mulce gai pe pereți, că aerul cald condensează pe ferestrele rece și provoacă umezeală. Aici e destul de imprecisă treaba cu aerul uscat și cu umezeala. Ori e aer uscat, ori e umezeală, că nu mi-e clar. Ba e aer uscat și ți se usucă pielea, ba e transpirație și ți se umezește pielea. Deci sunt practic cele două concepte. Și mai provoacă și facturi mari și tristețe în portofel. Asta aici sunt de acord. La tristețe în portofel provoacă. Așadar, prieteni, am vrea să vorbim despre căldură în dimineața asta cu voi sau lipsa ei, indiferent dacă sunteți conectați la radet, la rețeaua de termoficare sau la, dacă aveți centrală termică, sobă. Care e temperatura ideală în casă? De fiecare dată când am întrebat asta, am avut surprize. Am cunoștințe care spun că stau la 19 grade și că se simt confortabil. Eu la 19 grade, cred că vorba ta, ies afară. Cum să stai la 19 grade în casă? E cumplit. Deci care este temperatura ideală în casă? Reumatism. Da, și dacă reușiți să o atingeți cumva, cum vă încălziți iarna asta, 0372-069599, telefoane, mesaje audio, 0728-3132. Eu recunosc, temperatura mea ideală este 24 de grade. Peste 24 simt că deja că e cald, sub 24 începe să mă încerce așa friguțul. Iar casa mea este pe pământ, are o fundație, mă rog, sunt fundațiile astea, n-are pivniță sau ceva. Mm. Și dacă este ger afară, mă, se simte la picioruțe, este nasul meu, am luat ciorăpei de aia de alpinist care, știi, se duce pe Everest. Eu nu știu cum ai putut tu, gurman, să nu-ți faci pivniță. Nu se putea pe vremea aia când m-am mutat eu, era păza freatică foarte sus. Mm. Și acum s-a mai dus? Acum a coborât. Apucă-te și fugă pivniță. Este jos de tot de la secetă și pentru că toată lumea trage din pânza aia freatică să-și ude grădinile, deci probabil că în câțiva ani nu o să mai avem pivniță. Nici pânză freatică, nici iarbă. Dar un timp am trăit confortabil, acum planeta ce ne mai interesează. 0372069599, sunați-ne să ne spuneți care credeți sau care este temperatura ideală din punctul vostru de vedere în casă. Cine are sub 20 de grade este de neînțeles. Dacă e cineva care consideră că se trăiește bine la sub 20 de grade, să ne sună, să ne explice și nouă cum. Să ne sune, nu să ne sună. Nu, poate să ne și sună. Facă cum vreți. Și 0728-3132, mesaje pe WhatsApp. Hai, să înceapă sarabanda temperaturilor. Interes masiv pentru tema noastră din dimineața asta. La câte grade stați în casă? Care e temperatura optimă pentru fiecare dintre voi? Raluca e prima la telefon. Bună dimineața! Bonjour! Bună dimineața! Bună, Raluca! Eu sunt unul dintre medicii care nu apare în ziară ca să vă spună că s-a stăsat la cald. Doamne, vrem să te facem vedetă. Te rog, spune-ne. Da, 24 de grade la mine în casă. Da. Sub 24 de grade mi-e frig. Dacă mi-e frig, nu pot gândi, mă tare capul, nu pot să dorm. Mi-e fac și legende chestiile astea că e la frig, dar am băgat seama oricum că bărbații mai mult spun că lor le trebuie mai mult răcoare, femeile vor mai mult cald. Și treaba asta cu... Mă mai duc la careva în casă și zic, dar nu-i frig, nu știu, mă uit să îmbrăcată cu plovăr, vestă, căciulă, șosete de lână, pe bune, nu vreau să stau așa ca afară. Dar cine are facturii ca mică, mică, mică la finalul lunii?
Cine? De acord, dar cine dă bani pe medicamente la lunar? Eu nu vreau. Prefer să nu dau bani pe medicamente. Și să știți, treaba asta cu frigul era dacă ar fi fost opnele de sare, știți? Acolo era frig, era sare, aerosol. Da. Ar fi fost tot sănătos, dar tot făceau tuberculoză și mureau acolo. Na, deci, ca să vezi. Uite, doamne, medicul spune. Medicul, să ascultăm ce spune medicul, așa este. Nu înțeleg cum poți să dormi la 19 grade, la 18 grade. Am dormit odată pe aici pe acolo. Mă rădeau pereții, frig, mi-a înghețat capul, înțelegi? Că sub plapul era bine, dar capul era... Mi-am pus căciulă. Serios. Da, și în vest se stă așa de frig, la, știți că în vest termometrele sunt la 18-19 grade, dar pentru că sunt zgârciți, nu pentru că sunt zgârciți, așa e. Sunt pur și simplu. Le-am zis-o, mulțumim mult, Raluca, pentru telefon, să ne mai suni. Da, imperialiști, împiți. Nu, au dreptate. Amici care au emigrat în Spania, în Portugalia, mi-au spus că n-au făcut niciodată frig iarna, ca într-o țară mediteraneană. Păi da, că ea n-au încălzire, de, practic. Da, și ți-am mai zis, am făcut, am prins, atunci când mi-a înghețat capul, am prins un februarie în Atena, unde zici, mamă, nebunie, mi-a înghețat capul noaptea, era uluitor de frig. În că erau probabil cât, între 10 și 20 de grade. Nu știu, că n-aveau termometru, aveau un soi de încălzitor cu aer condiționat. Era un Airbnb de asta. Prima și singura dată când am stat la Airbnb, erau două camere și aveau un încălzitor în cealaltă cameră. Înțeleg? Și mi-a zis ăla, păi lași ușa deschisă și merge. Ce vorbești, bă, băiatul? Hai să vedem că avem foarte multe mesaje. Ascultăm dintre ele și pe urmă mai dacă urmă reușim, telefon. Ascultăm. Nu se poate asculta. Nu Hai să vorbim cu Marius. Bună dimineața, Marius. Nu se poate asculta. Bună dimineața, dragilor. Bună. Temperatura ideală, eu sunt cumva specialist pe partea asta, nu vreau să dau detalii ce și cum. Nu, temperatura ideală și făcut un studiu extraordinar, este de 21 de grade, e perfect pentru ca organismul să funcționeze așa cum trebuie. Adică dacă să fie ușor panicat, să fie ușor panicat, speriat, dar nu panicat, nu? Da, da, ceva de genul. Dar e perfect. Și umiditatea e foarte importantă, fiindcă dacă nu avem umiditatea care trebuie, atunci apare disconfortul. Iar trebuie să fie 50%, cât? Cel mai ideal ar fi să fie undeva la 65%. Când depășim 75%, ne gândim la umiditatea din camera copilului. Dacă avem bebeluși, atunci ne ducem pe 75% ca să nu-i creăm un disconfort. Chiar și un pic mai mult. Da. Dar, am un umidificator de ăsta super șmecher. În 6 luni s-a umplut filtrul ăla de calcar. Mă scoate de mișcă. Asta e apa, ce să fac? Ce să-i fac? Să-i pun apă distilată? Ar fi o idee. Sigur. Dar 21 de grade, restul rămâne de la mansardă de la fiecare. Băi, mi-e frig la 23, păi o să fie frig la 23. Mi-e cald la 19, mm. Mă, mi-o să fie cald la 19. Deci e o chestie și la mansardă. Fiindcă lucrez cu sute de oameni pe chestia asta și am, cum îi spune, am găsit tot felul de probleme pe partea asta. Dar eu zic că mare parte e de la mansardă la fiecare. Mulțumim. Eu... cu drag. Chestiune de sănătări interne. Mm. Hai să ascultăm și dintre mesaje. Bună dimineața! Bună dimineața! Temperatura mea ideală este 23 de grade. Temperatura mea ideală este 23 de grade. Stau într-o casă de lemn cu baloții de paie. Ce tare! Și mă încălzesc cu butelie cu gaz în curte. La distanță apreciabilă. O zi frumoasă, numai bine. Bă, ce tare! Am văzut casele astea, am văzut tipul ăsta de construcție. Foarte interesant ca izolare termică. Între pereți de lemn sunt baloți de paie în interior și izolați foarte bine. Foarte mișto sistem. Eu am crezut că numai în cei trei purceluși existau. Da, dar asta cu butelia de gaz pusă afară undeva e de prudență. Și în casă e ce? Bine. Numai aragaz cu inducție, nicio flacără nicăieri. Hai să mai ascultăm. Neața băieți, la apartament avem centrală proprie 18-19 grade. La casă mergem un pic mai sus pentru că nu avem un regulator ca să un termostat. Deci avem un pic mai sus. Dar am avut șansa de a merge în Islanda. La un grad, fraților, stăteam în pantalon scurt și în tricou. Deci este vorba de aclimatizare. Nicu Câmpul Lung. Nu, să știi că nu cred. Eu am trăit o viață în frig și nu m-am aclimatizat niciodată. Am urât frigul ăla în fiecare secundă a lui. Bine, acum fiecare avem particularități. Dar ce? E ce vorbeam zilele trecute de aia din Asia de Sud-Est, care la 35 de grade. Sau uite, aseară. Poate dacă mănășteam în Islanda, rezistam și eu la numai 20 de grade în casă. Dar... ieri după amiază am avut o comandă de mâncare. Da. Și a venit livratorul. Un srilanchez.
un cetățean din Asia de Sud-Est de culoare. Mănâna era îmbrăcată, de-abia își mișca mâinile. Adică era într-o foică de-aia. Și nu l-a intrat dacă s-a prins vreo iarnă vreodată în viața lui? N-a prins, dar i-am mai văzut oricum. Adică umblă la 20 de grade, se înfofulez rău de tot. Da, tu ți imagini. Noi acum ieri nu prea mai aveam, ce puțin în partea asta de sud a țării, nu prea mai există ieri, nu mai e zăpadă, mai... Dar îți imaginezi cum ar fi făcut săracii de ei dacă prindeau iernile alea din anii 80? Mamă! Când era zăpada de un metru jumate pe stradă? Da, da, da. Acolo era și șocul pe lângă temperatura. Hai să mai vedem. 24, frate, pe termostat constant. 24 e frig, aveți. Da, corect. 24, mă rog, cam acolo. 23-24, când crește, se duce peste 24, începe să fie cam mult. Avem la telefon pe Mara. Mara. Bună dimineața, Mara. Bună, Mara. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Bonjour. Recunosc că nu știu exact care e temperatura optimă pentru noi. Eu sunt de părere că trebuie să stăm un pic mai în frig, soțul e de părere că trebuie să stăm un pic mai în cald. Și toată noaptea e o alergătură, așa. Da, din cauza soțului mă trezesc la 2 ore să dau termostatul mai mic, iar el din cauza mea se trezește la 2 ore după mine să dea termostatul un pic mai mare. Aveți o viață interesantă și foarte variată, înțeleg. Da, și e o alergătură în continuu. Uh-huh. Recunosc că îmi place un pic mai răcoare, da. Dar am văzut că atunci când am avut probleme de sănătate, în sensul că am avut o hemoglobină un pic mai mică, am căutat să stau la frig. Așa că nu cred că este o temperatură bună pentru toată lumea și cred că variază în funcție de cum te simți, de starea de sănătate și de și metabolismul fiecare. Dar ce are hemoglobina cu frigul, nu înțeleg. Disponibilul de cash. Da. Ce are hemoglobina? De obicei, atunci când stai mai puțin mai prost cu partea asta de hemoglobină, adică e mai joasă, circulă sângele mai greu, te încălzești mai greu, se oxigenează totul puțin mai greu și atunci ai nevoie să te încălzești artificial, cel puțin pentru mine așa a fost. Cazul meu! Cum e vorba că ai picioarele reci? Cazul meu, am picioarele reci, exact, și mâinile reci întotdeauna. Și nasul rece iarna. Periferică. Da. Da. Noi am crescut într-o familie unde am avut până pe la vreo, când am plecat la liceu, am trăit cu sobă în casă și ce seara era o căldură de murei. Aole, și dimineața te trezeai cu nasul înghețat. Așa că sunt în funcție de cum te simți și în funcție de cum ești tu, cred că există o temperatură pentru fiecare. Chiar dacă e un răspuns așa mai general, cred că trebuie să te simți tu bine și aia e bine. Mulțumim mult! Una dintre preocupările mamei mele era să croșeteze pulovere și ciorap de lână și mănuși de lână. Da. Înțelegi? Că pe vremea aia se găsea, luau lână și croșetat, domnule, pulam toată copilăria și adolescența, am purtat ciorap de lână și pulovere de lână ca să ne apărăm cumva de frigul din casa mea. Dar, de altă parte, băi, mie îmi plăcea când eram copil, frigul ăla, mai ales când deschidea mama, pe mine așa mă trezea, maica mea deschidea geamul. Era cumplit, mai ales când era foarte frig afară. Și la mine se întâmplă așa, și mama credea în asta că trebuie să deschizi fereastra ca să plece doctorul, da. Exact, creierul să... Primul care pleca eram eu, ca să nu vină doctorul, primul care plecam eram eu. Și aveam pe vremea aia plapumă de-aia, ca lumea, da. La mamaie. Mamă, și ce-mi plăcea când intra aerul ăla rece și eu eram, mă înfofoleam până în gât așa și era cald tot corpul, doar aerul rece. Și trezeai, luai o ciocolățică mică. Ai altă poveste. Hai să mai ascultăm câteva mesaje, că mai avem puțin timp. Adevărul este că eu sunt și amator de răcoare, ca să zic așa. 21 de grade este temperatura perfectă pentru mine. În mod foarte ciudat, un pic mai rece în timpul verii, datorită aerului condiționat. Logic. Și poate un pic mai cald iarna, dar tot undeva în jurul temperaturii de 21-22 de grade. E undeva la un optim. Hai să-l ascultăm și pe Cristian, că e la telefon și așteaptă de mult. Bună dimineața, Cristian! Bună dimineața, Cristian! Să știi că mai 45 de secunde. Salut, băieți! Foarte rapid. Temperatura mea ideală este undeva la 22-22,5. Vreau să vă spun un șoc pe care l-am trăit în Germania când am ajuns prima dată în 90 sau 91 iarna. Da. Și știu de la ei că, și nu numai în Germania, asta și în alte țări din vestul Europei, oamenii ăia stau în frig, pentru mine cel puțin, iernile, la 16-17 grade constant. Asta e temperatura pe care o au ei. Eu am înghețat, i-am implorat, dat mă mai cald, eu vin dintr-o țară unde am făcut frig în comunism și voi aici în libertate și în bogăție îmi băgați 16 grade, adică am înnebunit la cap. Da. Uite, la mine foarte ciudat, cum adică? Păi e prea cald. E prea cald, da. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. Și eu, toate bune. Există și reversul medaliei. Când te duci în țări în care este foarte cald și intri în spații închise unde aerul condiționat este pe modul uragan,
Da, da, și da, afară sunt gen 38 de grade și în încăperea respectivă sunt 10. Și se face condens la ferestre pe din afară. Înțelegi? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.